De ce nu visăm? Dacă vrei să afli cât mai multe informații interesante despre vise, uită-te până la sfârșitul episodului ca să afli cât mai multe informații interesante. De fapt, toată lumea visează, doar că nu toți ne amintim visele. Somnul fiecăruia dintre noi urmează regulat un ciclu în fiecare noapte, fiind compus din cele două tipuri de somn, REM și NREM. De fapt, cred că se citește NREM, dar eu voi spune NREM. Bebelușii împart în mod egal timpul de somn între somnul de tip REM și cel NREM, însă adulții petrec doar 20% din somn în faza REM. Fiecare ciclu de somn durează aproximativ 90 de minute. Vasta majoritatea viselor au loc în timpul somnului REM. Atunci ochii se mișcă cu viteză. Da, exact, atunci când visăm, ochii noștri se mișcă în continuu și rapid și cu viteză. Ok, dacă spunem că toată lumea visează, de ce nu ținem minte fiecare vis pe care îl visăm? Stilul modern de viață face ca mulți dintre noi să nu mai țină minte visele. Un doctor specialist în psihiatrie afirmă că unul dintre motive este faptul că majoritatea ne trezim dimineață cu ajutorul unei alarme de ceas. Zgomotul făcut de alarmă și atunci când ne mișcăm reprezintă stimul senzorial semnificativ și de aceea uităm visele. Cea mai bună metodă pentru a ține minte visele atunci când ne trezim este să bem o cană mare de apă înainte să dormim. În timpul nopții vă veți trezi în mod repetat, iar cel mai probabil acest lucru se va petrece la finalul fazelor de somn REM, atunci când e mai probabil să aibă loc visele intense. Dacă vă treziți imediat după ce ați visat mai multe vise, este foarte posibil să țineți minte măcar unul din visele respective. Însă dacă moțăiți între două vise, atunci cu siguranță nu vă veți mai aduce aminte niciunul dintre ele. Dacă visați în orele dimineții, șansele ca să vă aduceți aminte visele sunt mai mari decât atunci când visați la miezul nopții. Visele vă pot ajuta să rezolvați diverse probleme din viața reală. Specialiștii consideră că e mai bine să ne amintim ce visăm. Sfatul lor este de a avea pe noptieră mereu un pix și o foaie și atunci când ne trezim, rapid scriem ce ne amintim din vise. Atât a fost și cu acest episod. Știi că timpul acordat videourilor pentru YouTube necesită destul de mult timp și vrem să facem și mai multe videouri, dar avem nevoie și de sprijin financiar în privința asta. Ne-am deschis un cont pe patreon.com. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ne poți ajuta cu un simplu dolar și intri în lumea noastră de curioși. Sau pentru 2 dolari, ești un curios și jumătate. Primești acces la conținut exclusiv postat pe site. Ce înseamnă conținut exclusiv? Vei găsi behind the scenes și greșeli de la filmare. Pentru 5 dolari e serioasă treaba. Lângă mulțumiri și acces la conținut exclusiv Patreon, numele tău va apărea la sfârșitul fiecărui video. Mai mult, îți vom trimite o diplomă specială semnată Curiosity Land, care să ateste statutul tău de curios. Pentru 10 dolari, pe lângă toate beneficiile menționate mai sus, primești acces la videouri, tutoriale de fotografie și diferite discuții libere. Pentru 20 de dolari, e clar că îți place foarte mult ceea ce facem. Tocmai de asta, pe lângă toate celelalte nebunii pe care le primești drept mulțumire din partea noastră, am vrea să ne auzim la două vorbe pe Skype, să vorbim de toate și să-ți mulțumim live. De asemenea, îți vom trimite și un set de stickere Curiosity Land, pe care să le lipești unde-ți tună. Pentru 50 de dolari, felicitări! Ești membru onorific Curiosity Land și prietenul nostru cel mai bun. Numele tău va apărea în secțiunea despre noi pe site și în fruntea listei cu Patreon de la sfârșitul videourilor. Nici să nu te gândești să ne dai adresa poștală ca să-ți trimitem ghidușile menționate anterior. Nu, venim noi personal la tine în oraș, sat sau oriunde îți ai, ca să dăm mâna cu tine semn de mulțumire pentru că existi. Linkul aveți în descriere și orice contribuție este apreciată, mai ales că am investit în aparatură și, na, știți cum e, na, e nevoie, știți, măcar un dolar. Atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să intrați și pe site-ul curiosityland.ro. Dacă vi se par aceste informații interesante și dacă vreți să visați mai mult, nu uitați să lăsați un like. Eu sunt Tibi, mă găsiți și pe imaginea mea de Facebook, toate link-urile astea sunt în descriere. De asemenea, link-ul site-ului curiosityland.ro este tot în descriere. Ne vedem în episodul următor, dar până atunci, nu uitați să visați și să rămâneți curioși.